Scrieți împreună la Psalmul 15. Unii probabil că sunt surprinși de faptul că ne aflăm în Psalmul 15. În mod normal, seara suntem în Cartea Psalmilor și dimineața suntem în Evanghelia după Ioan. În această dimineață am vrut ca să închei porțiunea de text din Ioan 12, de la versetul 1 la 11, acel eveniment între Maria și Iuda, și dimineață când am vrut ca să-mi termin notițele pentru acel mesaj, m-am luptat realmente cu acel text, dar a câștigat textul. Așa că Domnul mi-a pus pe inimă ca să continuăm studiul nostru prin psalmi și să mă lupt în continuare cu acel text până când Domnul dă izbândă și vom putea ca să încheiem acea porțiune a textului. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Psalmul 15 este un psalm de pelerinaj, este un psalm care era citit de poporul Israel, sau poate chiar și cântat de cei care făceau parte din poporul Israel atunci când mergeau în călătorie pentru a se închina la templu. Ne putem imagina că acest psalm era folosit, avea menirea ca să producă introspecție, să producă o cercetare lăuntrică pentru cei care călătoreau la Ierusalim să se închină la templu, și putem ca să privim în mintea noastră această imagine de un om care călătorește din altă cetate sau din altă țară, merge kilometri, zeci, poate sute de kilometri pe jos sau pe o cămilă sau pe un cal sau cu orice mod de transport avea la dispoziție, și după zile sau săptămâni de călătorie ajunge la poarta templului și parcă nu-i vine să intre înăuntru. Și își pune întrebarea: Doamne, cine poate sta în prezența Ta? Cine poate intra în templul Tău? Cine poate locui în cortul Tău? Și cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Am călătorit atâta distanță, am depus atâta efort ca să ajung la templul Tău, ca să mă închin Ție. Și acum, stând în fața porților, realizez că nu sunt vrednic ca să stau în prezența Ta. Altfel spus, cine va fi acceptat, cine va fi primit de Tine, Doamne? Se pare o întrebare legitimă și o întrebare sănătoasă, care poate toți ar trebui să ne punem sâmbătă seara, duminică dimineață, când zicem că mergem la casa Domnului să ne întâlnim cu frații noștri și împreună să stăm înaintea lui Dumnezeu în prezența slavei Sale și să ne închinăm Lui, ar trebui realmente să ne bântuie această întrebare. Dacă ne-am pregătit masa pentru duminică, dacă ne-am pregătit familia, copiii, am spălat, ne-am parfumat, ne-am luat cravată, ne-am luat batic, ne-am luat hainele cele mai frumoase, ar trebui măcar când ajungem la ușa bisericii, gata să călcăm pragul bisericii și să începem slujba de închinare, să ne bântuie această întrebare: dacă realmente sunt gata să stau în prezența lui Dumnezeu. Cine va fi primit de Tine, Doamne? Doamne, cine va locui în cortul Tău? Prima întrebare pare identică cu cea de-a doua din acest text. Cine va locui în cortul Tău și cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Distinția care este de fapt în acest text, în aceste două sintagme din versetul 1, este în pericol de a fi pierdută în traducere, pentru că două cuvinte diferite sunt traduse ca și locui, dar textul ne dă câteva indicii că de fapt ceva diferit să petrece aici. În prima sintagmă din versetul 1 avem întrebarea: cine va locui în cortul Tău? Cuvântul în limba ebraică este iagur, care înseamnă a popăsi, a avea un timp temporar, a fi musafir, a petrece o perioadă scurtă de timp.
Și textul ne ajută de a înțelege, chiar dacă nu am ști definiția termenilor, prin faptul că psalmistul spune cine va locui în cortul tău. Acum, un cort, știm foarte bine, cei care am fost vreodată la camping, nu este un loc ideal pentru a locui, a sta în mod permanent. Sigur, pentru o perioadă scurtă de timp, este acceptabil. Este chiar plăcut decât să stai în ploaie și în frig, să fii acoperit, să fii protejat de un cort. Dar cu siguranță, atunci când ne gândim de a sta, de a locui într-un cort, cu siguranță nu ne așteptăm să locuim într-un cort în mod permanent. De exemplu, Biblia în Noul Testament, când vorbește despre locuința noastră temporară în trupurile acestea de carne, le descrie ca și corturi. De ce? Pentru că sunt temporare, sunt soluții temporare, nu este locuința permanentă. Și exact asta este și întrebarea psalmistului. Cine va fi primit în cortul tău? Cine va putea sta în mod temporar în prezența ta, pentru un popas, pentru un repaus, pentru un timp scurt, atunci când mergem să ne închinăm cu Domnul? Și imaginea aceasta a cortului este luată din cuvântul lui Dumnezeu, de la cortul întâlnirii, când poporul lui Dumnezeu mergea să se întâlnească cu Dumnezeu în pustie, la acest cort care era locul unde Dumnezeu își chema poporul să se întâlnească cu el. Acest cort care se mișca împreună cu ei era o soluție temporară până când vor ajunge la locul permanent. La fel cum această întâlnire a noastră aici, prin Duhul Sfânt, cu Dumnezeul nostru, împreună cu frații noștri, este o soluție temporară până când, în mod permanent, vom fi împreună cu El. Cortul era locul amenajat în mod temporar, unde Dumnezeu chema poporul său să se întâlnească cu el. Și psalmistul ne provoacă să ne punem întrebarea dacă suntem în stare, dacă suntem vrednici ca să ne întâlnim măcar pentru o clipă cu Dumnezeu. Putem să pășim în prezența lui, în cortul întâlnirii, în casa Domnului, la închinarea sfinților? Avem noi acest drept? Al doilea rând zice, cine va locui? Termenul este iscon, adică a locui, a avea reședință, a fi cetățean, a sta în mod permanent. Și vedem că imaginea se schimbă și devine una mult mai permanentă. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Muntele reprezintă ceva imobil, ceva care nu poate fi mișcat, ceva care este statornic, ceva care este permanent. Cine va locui în mod permanent pe muntele tău? Avem o altă nuanță, de fapt avem o altă întrebare. Nu doar cine va fi permis să intre temporar în prezența lui Dumnezeu, nu doar cine va putea sta temporar în cortul de întâlnire, nu doar cine va putea intra în templu, nu doar cine va putea veni la biserică, nu doar cine se poate închina în fața lui Dumnezeu, aici și acum, în trupul acesta temporar, pe lumea aceasta care va trece, ci cine va putea, pentru o veșnicie, să stea în prezența lui Dumnezeu, să locuiască acolo, să fie rezident acolo, să fie un cetățean al cerului. Este o progresie de intensitate. Dacă acum și aici, aproape că nu putem ca să concepem să stăm în prezența lui Dumnezeu, în mijlocul sfinților, în prezența cuvântului, cum vom putea ca să rezistăm ideii că vom sta pentru o veșnicie în prezența lui Dumnezeu? Cine va fi acceptat? Cine va fi găsit vrednic să locuiască o veșnicie în prezența ta? Aceste întrebări sunt o progresie logică. Dacă a sta în prezența lui Dumnezeu pentru un timp, la închinare,
văzând doar o umbră a slavei sale, este ceva absolut terifiant. Și recunoașteți că este, și eu recunosc că de multe ori este ceva absolut terifiant. Când stau pe scaun, când ne rugăm, când cântăm și prin puterea Duhului Sfânt și lucrarea Lui, privesc în lăuntrul meu și mă văd așa cum sunt și realizez că în aceste momente Dumnezeu privește la mine și dacă n-ar fi pentru Iisus Hristos, pentru jertfa sa, ar trebui și ar fi drept să mă zdrobească. Și dacă doar acel moment în care stau și mă cercetez pentru o secundă înaintea lui Dumnezeu produce acea oroare, acea frică, acea scârbă. Dacă pentru cel păcătos, pentru cel care nu a fost învrednicit de Dumnezeu, ideea de a se întâlni cu Dumnezeu îl terifiază. Cu cât mai mult ar trebui să ne sperie ideea că va trebui să stăm în prezența Lui pentru o veșnicie. Oamenii de aia nu se duc la biserică. Ei știu ce e acolo. Să tem ca să meargă undeva unde slava lui Dumnezeu este manifestată, unde prezența sa se poate simți. Evită! De aceea și noi de multe ori, dacă v-ați pus întrebarea de ce, atunci când avem nevoia cea mai mare de părtășia frățească, de biserică, de cuvântul Domnului, pentru că am căzut în păcat, pentru că am căzut în ispită, pentru că am căzut în probleme, de ce atunci fugim de biserică? Pentru că ne este frică să dăm ochii cu Dumnezeul nostru. Și acasă, și cu prietenii, și la servici, crezi că îl poți evita. Dar știi că în momentul în care ai venit în cortul de întâlnire, vei fi confruntat cu realitatea că nu ești vrednic. Și fugi. Fugi de această realitate, fugi de această confruntare. Cu atât mai mult, a sta o veșnicie în prezența lui Dumnezeu ar trebui să fie ceva de neconceput pentru cei care nu sunt îndreptățiți în fața lui Dumnezeu. Ar trebui să fie ceva care ne sperie în starea în care ne aflăm noi, aici și acum. Aceste întrebări a psalmistului ar trebui să ne bântuie în mod constant. Noi suntem într-un pelerinaj, într-o călătorie spre veșnicie. Vine o zi. Pentru unii poate este astăzi, pentru unii este mâine, pentru unii poate este peste 10, 20, 50 de ani, dar vine o zi când viața aceasta se sfârșește și veșnicia începe și trebuie să ne punem întrebarea dacă atunci când vom ajunge la porțile Templului Dumnezeu vom fi în stare să intrăm sau nu vom fi în stare să intrăm. Răspunsul este organizat într-o teză principală care vine în versetul 2, care este susținută și completată și extinsă de celelalte versete. Psalmistul spune în felul următor: cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia Domnului și spune adevărul din inimă. Omul acesta, cel ce umblă în neprihănire, omul acesta este cel care va putea sta în prezența lui Dumnezeu. Îmi place cum comentează versetul 2, Martin Luther, marele reformator, care spune în felul următor, spune: observați că textul spune, psalmistul spune, cel ce umblă în neprihănire, nu cel ce vorbește doar despre neprihănire, nu cel ce se crede neprihănit, nu cel ce face pre neprihănitul, ci cel ce umblă, cel care are un stil de viață, cel care este marcat de neprihănire, cel care umblă în ea. Este foarte ușor să vorbești despre a fi pocăit, să discuți despre a fi sfânt, să definești sfințenia, să o întorci pe toate părțile și să nu umbli în ea. Să nu trăiești în ea, să nu locuiești în ea. Și într-adevăr există o singură metodă pentru a umbla în neprihănire. Există o singură șansă pentru a fi într-adevăr neprihănit și aceasta este prin credință. Pentru că știm că Biblia ne spune că fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință toate faptele noastre bune sunt ca niște zdrențe mânjite. Fără credință orice ce facem este neplăcut în fața lui Dumnezeu. Credința este un component absolut esențial. Dar această credință,
Această credință este doar o iluzie dacă ea nu produce o umblare practică în neprihănire. Dacă nu umblăm în neprihănire, această credință este falsă. 1 Ioan 3:7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept. Așa cum El, adică Dumnezeu, este drept. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept. Cel ce nu înfăptuiește dreptatea, zice Ioan, se înșală. Iacov spune, și toți știm textul acesta foarte bine, Iacov spune în felul următor, dar, va zice cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-m credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Of, om fără minte, adică altfel spus, nebunule, vrei deci să pricep căci credința fără fapte este zadarnică, este moartă. Ai înțeles? Nu ai nevoie de mai multe fapte pentru a-ți face credința vie. Ai nevoie de o credință vie pentru a face mai multe fapte. Nu poți să te uiți la credința ta care este moartă și să zici, știu ce trebuie să fac eu. Dacă fac doar aia și aia și aia și completez eu și înviu, o aduc la viață pe credința aceasta. Pentru că credința aceasta este moartă dacă eu nu fac asta. Nu, credința ta este moartă și de aceea nu faci asta. Ai nevoie de o altă credință. Ai nevoie de o credință care face fapte pentru că este vie. Cât timp crezi că tu poți ca să faci, că tu poți ca să duci, că tu poți ca să câștigi, că tu poți ca să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu. Credința ta este moartă și tu o animezi așa în mod sintetic. Prins de brațele ei morți și de picioarele ei morți și dai din mâini și din picioare ca să pară că-i vie. Credința vie este una care aduce rod, este una care nu este zadarnică pentru că este vie și ea produce aceste fapte. Tu ai credință, iar eu am fapte? Aparentă contrazicere. Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Credința este dovedită prin fapte. Ea nu este câștigată prin fapte. Ea nu este justificată, ea nu devine valoroasă prin fapte, ci ea este doar dovedită, pentru că o credință adevărată produce o schimbare adevărată. Credința este, dacă vreți să aveți o imagine a unui pom, credința este rădăcina din care pomul se hrănește, din care pomul crește și fructul sunt faptele, rodul sunt faptele. Tu poți să te duci să iei mere și să le prinzi cu scoci într-un pom mort cât vrei tu. El este un pom mort, cu mere care le-a lipit cu scoci acolo. Și dacă vii și spui la colegul tău și spui, uite ce pom fructifer viu am eu, plin de mere frumoase. Colegul o să uite la pom și o să uite la tulpină și o să uite la rădăcină și o să vadă că tot e mâncat de tot felul de insecte și zic că ești nebun? Ești nebun? Schimb un pom viu, un pom sănătos, care are o rădăcină sănătoasă, care se hrănește din resursele pământului, produce fructe fără să se chinuie, fără ca să meargă cineva și să le placeze acolo în mod artificial. Așa este și cu credința. Dacă vrei, altfel spus, ne îndeamnă psalmistul și ne îndeamnă Iacov și ne îndeamnă toată Scriptura, dacă vrei să te verifici în mod practic, uită-te la viața ta, uită-te la acțiunile tale, uită-te la faptele tale, uită-te la deciziile care le iei în viața ta, să vezi dacă ele vin dintr-o credință vie sau dacă ea este doar o credință care dezamăgește.
Produci tu în mod natural fruct, rod, fapte? Sau de când în când, când îți dai seama că ești un fals, mai faci câte o faptă bună? Să păcălești pe fratele păstor, să păcălești pe cei din jurul tău, să păcălești pe soția ta, că până la urmă s-a căsătorit cu un bărbat creștin și trebuie ca să creadă că ești creștin. Cum stăm cu umblarea în neprihănire? Dacă am înțeles și credem că am fost justificați prin credință și acea credință nu produce o umblare în neprihănire, nu am fost justificați deloc. Niciodată. O credință care justifică este o credință care dă rod, este o credință care duce la o umblare în neprihănire. Nu poți face ceva, nu poți împlini ceva ca să fii justificat, dar nici nu ai fost justificat dacă nu faci ceva. Ai înțeles? Nu poți ca să faci ceva pentru Dumnezeu ca să fii iertat de Dumnezeu. Dar nici nu ai fost vreodată iertat de Dumnezeu dacă nu faci ceva pentru Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a spus, te-am iertat de toate păcatele tale, ești justificat înaintea mea, ești neprihănit înaintea mea, acea iertare, acea justificare produce impulsul de a face ceva, de a trăi ca și ceea ce te-a declarat Dumnezeu. Acea credință care nu produce o umblare în neprihănire nu a fost o credință adevărată, nu a fost o credință care a dus la iertarea păcatelor tale. Credința este mult mai mult decât o convingere, este mult mai mult decât o teologie, un sistem doctrinar, o serie de afirmații. Credința este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră, prin care suntem transformați, prin care suntem născuți din nou și care are efecte supranaturale. Aceeași putere care în mod supranatural ne-a dus de la moarte la viață, ne păstrează în viață, ne angrenează în viață, ne dă viață. Dacă ai fost înviat, vei trăi. Dacă n-ai fost înviat, vei continua în mortăciunea ta. Cel ce face voia lui Dumnezeu, spune psalmistul. Cel ce face voia lui Dumnezeu, a face legătura cu cuvintele Mântuitorului, este absolut inevitabil. Mântuitorul spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Doamne, dar Tu n-ai înțeles doctrina mântuirii doar prin credință? Tu n-ai înțeles justificarea prin credință, Doamne? Cum adică nu doar cel care zice? N-ai înțeles că cel care mărturisește cu gura este mântuit? Cu siguranță Hristos a înțeles, pentru că El a inventat toate doctrinele acestea. Dar ceea ce spune Mântuitorul este că ceea ce zici, ceea ce zici tu cu gura, nu atestă ceea ce ești, dacă ceea ce faci contrazice ceea ce zici. Înțeles? Tu zici că ești al lui Dumnezeu. Zici, Doamne, Tu ești Domnul meu, Tu ești Mântuitorul meu. Asta zici. Dar aia nu are nicio valabilitate ca să ateste că ești ceea ce spui ce zici, dacă nu faci ceea ce zici. Adică dacă nu te comporți ca unul care îl are pe Dumnezeu ca și Domn, dacă nu te comporți ca unul care îl are pe Dumnezeu ca și Mântuitor, dacă nu te comporți ca și unul care a fost răscumpărat, care a fost cumpărat de Hristos și acum nu mai trăiește pentru El și trăiește pentru Hristos. Tu poți să zici ce vrei. Dacă ceea ce zici și ceea ce faci nu se corelează, degeaba zici. Poți să zici, Doamne, Doamne, poți să reciți doctrinele creștine, poți ca să predai teologie, poți să faci ce vrei tu. Pentru că doar acela care face voia Tatălui meu, doar acela
va intra în împărăția cerurilor. Pentru că doar acela în care credința aceasta nu este doar verbală, ci în care credința creștină, în care Evanghelia i-a schimbat inima, i-a dat o inimă nouă, l-a adus la viață, și doar acela care este ceea ce spune că este, va putea să vadă împărăția Domnului. Ceilalți sunt doar păcăliți. Și ne păcălim că suntem frații Lui, că suntem copiii Domnului, dacă nu ascultăm de Tatăl nostru. Hristos spune că frații Lui sunt cei ce fac voia Tatălui Său, căci oricine face voia Tatălui Meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Nu ești copilul Lui Dumnezeu și nu ești frate cu Hristos dacă nu faci voia Tatălui. Poți să te declari copil, poți să zici că Hristos este fratele tău mai mare. Dacă nu faci voia Tatălui, nu ai nicio legătură cu Hristos. Din nou, accentul este pus pe înfăptuire în această sintagmă, cel ce face voia lui Dumnezeu, pentru că cunoașterea este implicită. Întâi cunoști voia lui Dumnezeu, după aia împlinești voia lui Dumnezeu dacă ești din Dumnezeu. Întâi cunoști voia lui Dumnezeu, după care împlinești voia lui Dumnezeu. Cunoașterea fără împlinire este absolut fără folos. Iacov spune în 4:17, deci cine știe, și cât de bine știm noi astăzi, cât de documentați suntem, câte cărți citim, cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat. De aceea Ioan spune în 1 Ioan 2:17, cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Cel care doar știe, rămâne cu cunoștința lui. Pentru că nu a fost transformat de acea cunoștință. Nu a fost adus la viață prin acea credință, prin acea convingere. În schimb, cel ce este transformat, cel ce devine o făptură nouă, cel ce trăiește într-adevăr în Hristos și pentru Hristos, și cel ce face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Al treilea aspect, spune psalmistul, cel ce spune adevărul din inimă. Și cred că ultima parte din acest verset este cheia textului. Cred că ne explică de fapt ce se petrece aici. Această sintagmă, cel ce spune adevărul din inimă, poate fi împărțită în două părți. În primul rând, vedem că spune adevărul, adică face ceva, ne indică ce face acest om. Ne indică că el spune adevărul. Și în al doilea rând, din inimă, adică ne indică sursa și intensitatea, ne indică de ce face ceea ce face. Omul acesta umblă pe calea neprihănirii, omul acesta face voia Domnului, omul acesta spune adevărul. Dar de ce face lucrurile acestea? El spune adevărul din inimă. Și haideți să privim la ambele ca să înțelegem mai bine. În primul rând, spune adevărul. Într-adevăr, cunoașterea adevărului te propulsează ca să spui adevărul, să propovăduiești adevărul. Atunci când cunoști ceva ce este adevărat, simți nevoia să spui ce este adevărat. Și primul semn a faptului că crezi adevărul este că îl proclami, îl spui la alții. Și noi de cele mai multe ori spunem lucruri care știm că nu sunt adevărate. Bârfa, de exemplu. Știm că probabil nu e adevărat. Dar așa de mult ne place să spunem la toți. Dacă am spune la toți Evanghelia, precum spunem bârfele care știm că probabil sunt neadevărate, efectele ar fi spectaculoase. Primul semn a faptului că crezi adevărul este că îl proclami. Adică spui adevărul. Nu minți, spui ceea ce este adevărat. Adică spui adevărul, ce înseamnă asta? Nu taci. A spune adevărul înseamnă că spui ceva. Am auzit, mă uitam la un clip, un interviu, o mișcare din asta tinerească, foarte bune, mișcările astea tinerești, și lua interviu la cel care organiza evenimentul respectiv și spunea, care este scopul vostru? Și spune organizatorul, zice, scopul nostru este să vestim Evanghelia prin tot ceea ce facem și dacă este absolut necesar, dar doar dacă este absolut necesar, să folosim și cuvintele noastre. Ești dus cu pluta, omule.
Marea trimitere este să mergem în toată lumea să propovăduim Evanghelia. Asta înseamnă să spui, să vorbești. Dacă nu vorbești, treaba tot mimezi. Uite-te, eu sunt un om bun. Ok. Trebuie să spui adevărul care vine din inimă. Trebuie să spui adevărul, adică să-l proclam. Nu numai ca să vorbești, ci să-l proclam, să răsune ca și cu trâmbița. Prea mulți creștini în ziua de astăzi vor să se considere creștini, ba mai mult se consideră creștini. Dacă îi întreb, ei spun că sunt creștini, fără să cunoască adevărul și fără să proclame cuiva adevărul. Întreb, tu cunoști adevărul Evangheliei? Păi, cred că da. Ai spus cuiva vreodată despre Evanghelie? Ai spus cuiva vreodată despre Iisus Hristos? Ai spus cuiva vreodată cine te-a mântuit pe tine? Când m-am botezat, m-a întrebat păstorul. Nu există așa ceva. Nu există creștini care nu spun adevărul. Nu numai care nu mint, ci din a căror inimă nu izvorăște adevărul, nu simt nevoia ca să spună cuiva adevărul. Hristos spune, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cum stăm cu mărturisirea adevărului? Are vreun motiv Hristos să ne mărturisească pe noi în fața Tatălui? A mărturisit noi pe El în fața oamenilor? Contextul este mult mai drastic decât contextul nostru. Contextul este mărturisirea lui Hristos în ciuda persecuției și în siguranța că dacă mărturisești, vei plăti cu viața ta. Nu că dacă spun colegului despre Iisus Hristos, ar putea ca să știi să uite ciudat la mine când mă duc la lucru. S-ar putea să nu mai mă invite la fotbal cu el. Din inimă. Trebuie să spunem adevărul din inimă. Cred că aici este cheia acestui psalm. Toate izvoresc de aici, adică din inimă. Atunci când adevărul iese din inimă, înseamnă că el este prezent acolo. Înseamnă că adevărul a luat rădăcină în acea inimă. El poate să fie spus din inimă că este acolo. Dacă nu este acolo, dacă inima nu este plină de adevărul lui Hristos, nu poate să fie spus. Sau poate fi spus doar în mod superficial, doar la mod intelectual. Rodul care iese, iese din acel adevăr care este prezent în inimă. Până când adevărul Scripturii nu este parte din inima ta, până inima ta nu este inundată de acest adevăr, până ele nu devin una, până când inima nu este copleșită de acest adevăr, vom face polemică, vom spune adevărul cum citesc alții știrile. Știi, ai auzit ce s-a întâmplat? Că ăla a fost băgat la pușcărie, că nu știu ce, la ProTV am văzut eu. Auzi, tu ce faci? Cum stai cu Iisus? Tu știi ceva de Domnul Iisus? Eu mai mă duc pe la biserică. Cam așa. Sunt egale pentru noi. Sunt absolut egale pentru noi, pentru că locul lor în inima noastră sunt absolut egale. Ai citit romanul ăla, au scos ăia un roman foarte fain despre aia care a fost într-o călătorie? Sau, știi, Apostolul Pavel, știi că a scris el niște epistole acolo, sunt frumoase. Cam așa suntem noi. Nu ne-au cuprins, nu ne-au copleșit adevărurile Scripturii. Când este spus din inimă, pentru că inima a fost transformată de adevărul lui Hristos, va fi total altfel. Vom vorbi altfel și vom trăi altfel. Acest adevăr care cuprinde inima, care transformă inima, produce aspecte practice. O inimă copleșită de adevăr va umbla după adevăr, adică va umbla după neprihănire. O inimă copleșită de adevăr va asculta de voia lui Dumnezeu, va face voia lui Dumnezeu, va căuta să facă voia lui Dumnezeu. O inimă transformată de adevăr va aduce roade vrednice de pocăința care spune că o are.
O inimă care a fost saturată de adevărul lui Dumnezeu va proclama adevărul lui Dumnezeu la adevărata ei valoare. Este fantastic pentru mine cum, de exemplu, este posibil pentru oameni care să cred și spun că sunt credincioși să stea chiar și împreună, doar între credincioși, și să nu vorbească despre adevărul lui Hristos. În continuare rămân stupefiat de această realitate. Cum putem să stăm împreună cu alți credincioși, să nu mai vorbim de necredincioși, o zi, două, o lună, 10 ani și să nu vorbim despre Hristos care pretindem că ne-a mântuit? Singura explicație este că din inimă nu este, nu e acolo, nu este ce să iasă afară. Pentru că dacă ar fi adevărul acela, ar ieși din inimă, am vorbit din acel adevăr. Am trăit din acel adevăr. Psalmistul ne provoacă în această dimineață să ne cercetăm și să vedem. Să ne cercetăm în mod practic și să vedem dacă putem sta în prezența lui Dumnezeu. Aici la închinare, dacă putem lua popas, repaus, odihnă, dacă există pentru noi în prezența lui Dumnezeu, dacă suntem noi oameni după placul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu suntem, dacă nu avem viețile transformate, dacă nu am fost transformați prin puterea Evangheliei, ce se întâmplă aici și acum, în dimineața aceasta, ar trebui să fie absolut terifiant pentru noi. Fiecare cântare, fiecare rugăciune rostită, fiecare verset citit, ar trebui să te înspăimânte. Dacă nu poți trage concluzia după verificarea vieții tale, inimii tale, că eu sunt al lui Dumnezeu, că eu sunt un om îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și pot să stau în prezența sa, absolut fiecare secundă care trece în această dimineață ar trebui să te înspăimânte. Fiecare cântare, fiecare rugăciune, fiecare propoziție din cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este o condamnare. O condamnare care are o singură speranță, o singură scăpare. Să te prăbușești la picioarele lui Dumnezeu și să-L implori să se atingă de tine, să se atingă de inima ta, să pună într-adevăr adevărul Scripturii și a Evangheliei în inima ta, încât ea să fie transformată de El. Încât ea să vrea să umble după neprihănire, încât ea să-și dorească să facă voia lui Dumnezeu, încât ea să nu poată să nu spună altora despre Hristos. Mai mult, El ne îndeamnă să considerăm dacă suntem pregătiți pentru a intra în prezența lui Dumnezeu pentru o veșnicie. Să ne întrebăm dacă atunci când vom sta la porțile cerului, vom fi primiți în casa sa sau nu. Vom fi primiți ca și fii, vom fi acceptați ca și robi buni și credincioși, sau vom fi izgoniți ca unii care nu au fost cunoscuți de El niciodată. Psalmistul ne provoacă foarte clar și foarte simplu astăzi. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Poți Tu să răspunzi eu? Poți Tu să răspunzi eu în dreptul Tău, să spui eu voi locui? Ești Tu printre cei ce umblă în neprihănire? Ești Tu printre cei care fac voia lui Dumnezeu? Ești Tu printre cei care spun adevărul din inimă? Ești Tu printre cei a cărui inimă a fost transformată de Dumnezeu? A cărui inimă se încrede doar în El pentru mântuirea ta? Dragii mei, nu avem nevoie de mai multe fapte bune. Avem nevoie de o altă inimă. Avem nevoie de o inimă transformată, avem nevoie de vieți transformate de puterea lui Dumnezeu, care în mod natural vor aduce mai multe fapte bune. Trebuie să ne confruntăm cu realitatea că s-ar putea să fim înșelați, s-ar putea
că răspunsul la cine va locui pe muntele tău cel sfânt să fie nu eu. Pentru că n-ai stat în prezența lui cu adevărat niciodată aici, în cortul său de întâlnire și de închinare. Mă rog și îmi doresc ca Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Amin. Și ca El într-adevăr să ne schimbe inimile și adevărul său să locuiască în inima noastră. Amin. Să avem vieți transformate, să avem o trăire transformată, o inimă transformată și să putem sta, nu doar pentru câteva clipe, în prezența Sa și să putem sta o veșnicie întreagă în prezența Sa. Amin? Amin. Amin.